Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Divineții. Suntem în prezența lui Kenan Dionisie Wang, în incinta Mănăstirii Stavropolos. Bun găsit, Dionisie. Vă mulțumesc. Dragul meu, te-ai botezat în religia creștin-ortodoxă. Ai făcut pasul acesta la maturitate. Da. Cum a fost decizia? Cum a fost partea de dinainte de actul baptismal? Decizia a fost, nu a fost ceva bruscă, nu a fost ceva căzută din cer. A fost Pavel pe drumul Damascului, o convertire spectaculoasă și botezul următor. Ce a fost încununarea unui parcurs destul de lung. M-am botezat în 2018 și după mai bine de 10 ani de căutare. Deci atunci deja eram obișnuită și cu teologia creștină și cu ce însemna credința creștină și cu ce înseamnă biserică. Și atunci totul a decurs destul de firesc, destul de natural. Nu a fost nimic spectaculos. Cine este cel care te-a botezat? A fost Părintele Tudor Ciocan. Admirabil Părintele Tudor Ciocan. Un preot la spital. Da. Și foarte vrednic și foarte entuziasm și un om foarte citit. Da. Cu bogată cultură teologică. Bun, acum să te întreb direct, dacă nu te superi. Ai simțit ceva în clipa în care ai primit botezul, fiind un om în toată firea și un creștin deja asumat sau pe drumul credinței? Sincer, în momentul respectiv nu eram emoționat. Deci lucrul acesta a decurs destul de natural. E ca și cel mai firesc lucru din viața mea. Însă, după ce am primit botez, am început să simt cumva că acum sunt mai liniștit, pentru că eu sunt eliberat de acel blestem al competiției. Ca un creștin, competiția nu mai este o temă pentru mine. Doar spre cer ai singura competiție. În rest, între noi, oamenii... O competiție pentru virtuți, o competiție pentru sfințenie. În sensul acesta, da. În ce biserică te-ai botezat, Dionisie? La o capelă a unei școli care se află în strada Bescalușului. Am înțeles. În București. Și cum ai ajuns la acest nume? Sau cine ți l-a dat? Sau tu l-ai ales? Cum a fost acest Dionisie? Bun, pentru că conform tradiției, pentru că academic vorbind nu știm, dar conform tradiției, Sfântul Dionisie Areopagitul a fost judecător la Areopag. Iar eu am avut o inclinație, de mult timp am avut o inclinație către dreptul canonic, studiul dreptului canonic. Și atunci mi-am ales Dionisie Areopagitul. O altă variantă ar fi fost Ambrozie de Mediolan. Ambrozie, da, un nume foarte frumos și un sfânt foarte puternic. Da. În spate, da, un aristocrat inteligent. Da. Bun, și nașii de botez, cum i-ai găsit sau oferit singuri, i-ai căutat tu? Bun, că adut, conform dreptului canonic, nu este nevoie de nași de botez. Când ești matur, M-am autoinstruit, dar pentru formalitate, paracrisierul bisericii mi-a fost nași de botez. Soția ta? Da, ea este româncă, e ortodoxă. A asistat la acest eveniment? Nu, păi atunci nu o cunoșteam. Nu o cunoșteai. Am înțeles. Bun, și din acel moment, practic, cum ai simțit tu că îți vin achizițiile ceea ce privește viața duhovnicească? După acest moment al pasului baptismal. Pentru o perioadă după botez am simțit că în sfârșit am ajuns la destinație. Era senzația aceea că în sfârșit să pot să mă liniștesc, dar imediat după mi-am dat seama că începe un alt parcurs, un parcurs al îndumnezeirii, care este infinit și este un parcurs chiar mai greu decât parcursul căutării adevărului pe care eu deja am finalizat. Ai citit Jurnalul Fericirea lui Nicolae Steinhardt? Nu am ajuns să citesc încă. O carte foarte frumoasă în care povestește acest moment în care ai primit botezul la închisoarea Jilava, da. Așa. Dionisie, dragă, care îți sunt planurile pentru viitor? Ce urmează să faci? În prezent eu sunt doctorand la Facultatea de Istorie a Universității din București și în paralel eu sunt și student la Teologie Ortodoxă Pastorală. Deci intenția mea este să devin preot ortodox. Asta ar fi un lucru foarte frumos, cred. Da.
Nu ți-e frică de preoție? Nu, nu. Eu văd preoția ca un stil de viață, un stil de viață dedicat lucrurilor sfinte. Pentru că eu oricum din copilărie mă ocupam numai de religie și de filosofie și de istorie eclesiastică. Și atunci eu nu mă văd în altă parte. Eu n-aș vrea să mă ocup de altceva. Asta e ceea ce vrei. Da. Te-ai obișnuit cu posturile și cu toată viața bisericească sub forma ei ritualică? Sincer, încă nu, dar mă străduiesc, mai ales cu postul. Mă străduiesc să-l țin, dar nu reușesc de fiecare dată. Nu e singur. Nu e simplu. Care ți se pare că este cel mai greu comandament de îndeplinit în viața duhovnicească, acum că ai făcut pasul în ortodoxie? Aceea de iubirea vrăjmașului, aceea este cu siguranță este și porunca supremă, este și cea mai dificilă. Cea mai dificilă. Da. Dar tu ai vrăjmași? Am traume din copilărie. Ah, am înțeles. Și crezi că prin credință și prin rugăciune poți ajunge la dragoste? Sau da, absolut. Dragostea trebuie să fie în tine și trebuie doar să o descoperi? Numai prin credință aș putea să depășesc aceste traume, pentru că numai credința are această putere vindecătoare. Tu chiar crezi că prin credință se pot întâmpla minuni în viețile noastre personale? Noi trebuie să fim deschiși către această posibilitate, pentru că Dumnezeu este omnipotent. El poate rândui orice. Deci ca creștini ortodoxi trebuie să acceptăm această posibilitate, dar asta nu înseamnă că fiecare lucru care se întâmplă în viața noastră, noi trebuie să reconsiderăm minunii. Nu există această obligație dogmatică. În schimb, noi trebuie doar să acceptăm prănia lui Dumnezeu și să ne rugăm mereu, să ne păstrăm mereu prezenți în fața lui Dumnezeu. Vorbim despre Dumnezeu foarte mult și asta este foarte bine, dar tu l-ai simțit vreodată în viața ta concret ca prezență personală? Prezența personală a lui Dumnezeu. Dumnezeu ca persoană. L-ai simțit vreodată în viața ta? Eu nu știu dacă se poate simți, pentru că am ajuns la credință prin calea filosofică. Deci nu știu în ce măsură se poate vorbi de a simți prezența lui Dumnezeu în mod personal. După cum știm, Dionisie dragă, filozofia și gândirea filozofică și gândirea în general ne poate juca feste. Mai bine ar trebui poate să ne punem baza și pe inimă, pe ceea ce simt cu inima. Da. Nu crezi? Da, ar trebui să îmbunătățesc și partea aceasta. Da, pentru că inima practic este locul în care poți să te întâlnești cel mai bine cu Dumnezeu și mai puțin mintea. Mintea, încă o dată, poate să o ia pe diferite cărări. Asta știm foarte bine și poate fi ușor ispitită. Da. De când inima dacă își păstrează oarecare curățenie, poate să-l primească mai ușor pe Dumnezeu decât mintea. Poate că da, dar sunt și persoane care s-au înșelat mergând pe calea inimii. Absolut. Mulțumesc foarte mult pentru această ediție, a fost o discuție foarte interesantă. Continuăm în episodul următor. Dragi prieteni, rămâneți aproape.